Odată cu lăsatul secului de carne, Ortodoxia deschide calea spre postul cel mare. Pentru toți credincioșii care se pregătesc pentru lungul drum al postului purificator din această zi, timp de o săptămână până la lăsatul secului de brânză, credincioșii se roagă pentru iertarea păcatelor. Duminica lăsatului sec de brânză se numește Duminica Iertării și Împăcării. Rudele, prietenii și vecinii se vizitează și își cer iertare unii de la alții pentru eventualele greșeli, pentru a intra cu sufletul curat în post. Prin tradiție, cei care se consideră vinovați aduc persoanei la care își cer iertare prăjituri, cozonaci, nuci și fructe în semn de iertare. După amiaza, cei căsătoriți îi vizitează pe nașii de cununie și le urează sănătate și post ușor. Și cum în această perioadă halvița este la mare căutare, câteva tarabe cu acest produs dulce și-au făcut apariția în piața centrală. Lumea halviță? Da, cumpără, da. Comparativ cu anii trecuți, cum mai este? Mai slab este, nu mai merge ca nealță, că nu are lumea bani. Giurgiuvenii spun că pe lângă faptul că respectă tradiția cumpărând nuga și halviță, aceștia se mai gândesc și la cei care nu mai sunt printre noi. Halviță pentru duminică? Da, pentru duminică, pentru sâmbătă, că pomenim pe cei morți, e sâmbăta moșilor și trebuie să împărțim. Respectați tradiția în fiecare an de lăsata secului? Da, da. Respect față de părinți, față de cei în vârstă, față de cei care ne-au crescut. Ne facem pregătiri de acum. Aveți invitat? Bună. Am, vin copiii de la București, copiii de la Giurgiu, ne adunăm cu toții, facem și noi un grătar. Cum vi se par prețurile la halviță? Cam la banii ăștia, dar ce să facem, asta e. Deci au nevoie, noi avem nevoie, bani sunt puțini. Respectați tradiția în fiecare an? Da, în puținul ăsta care am soțul mort, împărțim și noi ceva. În zona noastră, nurorile prepară plăcinte cu brânză dulce și stafide pe care le dăruiesc soacrelor pentru ca relațiile lor să rămână dulci în timpul postului. În familiile sărace cu mulți copii se oferă 7 sticle cu lapte care simbolizează cele 7 săptămâni de post pentru ca acei copii să aibă hrana mai bună în timpul postului mare.